Aș vrea să mai citim o dată de aici, din Numeri, capitolul 13, de la 26. 13-26. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel la Cades, în pustia Paran. Le-au adus știri lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce i-au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere. Și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi. Iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și fetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haide să ne suim și să punem mâna pe țară, că vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăpuțe. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce n-om fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și ei au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă la oaltă. Dintre cei ce-i scodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Efune și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să-i scodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere, numai. Nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci ei vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucide cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Și Domnul i-a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îi voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise i-a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul căror ai scos pe poporul acesta prin puterea ta, și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noapte într-un stâlp de foc. Dacă omor pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da. De aceea l-au omorât în pustie. Acum să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis, Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam. Iartă, deci, fără de legea poporului acestuia. După mărimea îndurării tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici? Și Domnul a spus, iert cum ai cerut. Lucrurile acestea, spune Scriptura, li s-au întâmplat să ne slujească nouă drept pilde. Pildele din poporul evreu sunt de genul așa nu. Înaintea noastră, în momentul acesta, ne stă o țară plină de făgăduințe. Întrebarea este, vom intra în ea sau nu vom intra? Țara aceasta a făgăduinței este viața deplină cu Domnul Iisus. Viața în plinătatea Duhului Sfânt. Este în fața noastră și noi suntem la hotarele țării. Spune că i-au trimis pe oamenii aceștia și ei au zis, țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Toate lucrurile care sunt scrise în Scriptura aceasta sunt pentru noi astăzi.
Noi putem trăi creștinismul pe care l-au trăit primii apostoli. Noi putem trăi creștinismul acesta pentru că Domnul Iisus ne-a spus: cine crede în mine va face și el lucrările mele, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc și dacă eu mă duc, îl voi trimite pe Mângâietor. Mângâietorul e în mijlocul nostru, Duhul Sfânt e în mijlocul nostru, el locuiește în mijlocul taberei și Dumnezeu cu adevărat este în mijlocul nostru. Scriptura spune despre Iacov: cu adevărat Domnul era în locul acesta și eu n-am știut. Tu știi? Știi că Domnul este aici? Dacă știm că Domnul este în mijlocul nostru, că El găsește plăcere să locuiască cu oamenii, că ăsta a fost planul Lui, să știți că înaintea noastră stau două lucruri. Și în funcție de cum decidem noi, așa ne vom trăi viața. În fața noastră stă o țară a făgăduinței, plină de promisiuni și care este, după Scriptură, foarte bună, minunată. O viață a plinătății, insistă. Și stă și pustia. În funcție de atitudinea noastră, vom intra într-una sau în cealaltă. O să scoatem 7 lucruri cu puncte ca să le memorăm mai ușor. Spune că n-au putut să intre în țara aceasta din ce cauză? Din cauza necredinței lor. Haideți să vedem 7 lucruri despre credință. Primul lucru, credința se uită la Dumnezeu, nu la împrejurări. Care a fost deosebirea între cei 2 și între ceilalți 10? 12 îi scoade, da? Toți au văzut țara? Toți au zis că e bună, frumoasă, minunată? Ce deosebire fundamentală era între ei? Ce au văzut unii în țară și ce au văzut ceilalți? Unii au văzut uriașii și ceilalți au văzut uriașii? Dar ce au mai văzut? Să citim aici. Zice, dacă Domnul va fi binevoitor, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, că ce-i vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Credința se uită la Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu este în mijlocul nostru, de ce să ne temem? Ce anume ne-ar putea despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos? Dacă Dumnezeu cu adevărat locuiește în mijlocul nostru, ce ar putea să ne stea împotrivă? Dacă s-ar ridica tot iadul în picioare împotriva noastră, tot n-ar putea face nimic. Fraților, cel ce este cu noi este infinit mai mare decât cel ce este în lume. Dar ceea ce avem noi nevoie este de îndrăzneală. Și asta e îndrăzneala credinței. Credința se uită la Dumnezeu. Dumnezeu e în mijlocul nostru. Da, dar uriașii sunt în față. Însă Dumnezeu este în mijlocul nostru. Îi vom mânca, spune aici, îi vom birui. Ei nu mai au niciun sprijin. Dumnezeu este cu noi. Nu vă temeți de ei. Credința se uită la Dumnezeu, la Cel care este în mijlocul nostru. Vă mai aduceți aminte că Moise, într-o altă împrejurare, este și el tentat să se uite la împrejurări. Când poporul cere carne, ce zice Moise? Zice două lucruri. Dacă am tăiat toate animalele astea pe care le avem în tabără, tot nu s-ar ajunge. Și se mai uită el în jur și zice, chiar dacă am pescuit tot peștii mării, tot nu i-am... Se gândește el două soluții practice. Cum să facem? Cum să facem? Ori să pescuim tot peștii din mare, ori să tăiem toate animalele și tot nu s-ar ajunge. Dar soluția lui Dumnezeu nu este întotdeauna cea omenească, sau mai degrabă nu este de natură omenească. Dumnezeu are soluțiile Lui. Despre Avram se spune ce i-a făgăduit Dumnezeu, că va avea un fiu, da? Cam câte ani avea când i-a făgăduit Dumnezeu că va avea un fiu? 75. Și reînnoiește făgăduința la ce vârstă? La 99 de ani. Lasă de la 75 la 99. Îți face o făgăduință, apropo de răbdare, că vorbeam de răbdare. Dar îi face o făgăduință, sămânța ta va fi ca stelele cerului. Ieși afară și numără stelele și vezi dacă poți să renunți. Tot așa va fi sămânța ta. Și nevasta lui zice, bine, hai că eu nu pot avea copii. Uite, ia roaba mea și îl naște pe Ismael. Și Domnul zice, nu, din tine și din Sara va veni. Romani 4, de la 18 la 24. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Înțelegeți, fraților, ce e credința? Credința nu se bazează deloc pe împrejurări, pe ceea ce vede. Ea trece dincolo de orice nădejde. De orice nădejde omenească. Ea e supranaturală. Numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Dar credința? Și spune că Avram chiar a crezut. De Sara este așa, cu dragostea care acoperă totul. Dar Avram zice, nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Zice, nu s-a uitat la trupul lui. Ce fel de credință avea Avram? Cum spune aici? N-a fost slabă. Ce fel de credință avea? Puternică, o credință puternică.
Dragii mei, să mai reținem încă un lucru. Dar am spus întâi, credința nu se uită la împrejurări. Credința nu se uită nici la propria persoană. Când mergi prin credință, nu te uiți la tine. Dacă te uiți la tine, știi care este concluzia? Că nu pot. Dacă atunci când Avram a primit făgăduința, tu vei fi tatăl multor națiuni, el s-ar fi uitat la el, ce ar fi tras concluzia? Este imposibil. Dar aici Scriptura spune clar că el nu s-a uitat la trupul său, el nu s-a uitat la tine. Dacă te uiți la tine, o să ajungi întotdeauna la concluzia că nu vei putea. Dacă ne uităm la împrejurările în care ne aflăm noi acum, uită-te în casa ta și o să-i vezi ai tăi tot împietriți. În cel mai fericit caz. În cel mai nefericit caz sunt împietriți și prigonitori. Mai sunt și așa, nu? Deci uită-te și într-o parte și într-alta și vei zice asta, lucrarea asta nu se va face niciodată. Dar lucrarea asta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Asta înseamnă credință. Să te uiți la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este cu noi, credința se bazează pe lucrul ăsta. Dumnezeu este în mijlocul nostru. Dumnezeu este cu noi. Cine ne va sta împotrivă? Înțelegeți? Credința nu se uită nici la împrejurări și credința nu se uită nici la propria persoană. Avram nu s-a uitat la el. Dacă s-a uitat la el, David nu s-a uitat la el. Sunt un copil și ăsta e un uriaș. Nu te uita la tine. Și 10 dintre cei 12 s-au uitat la ei și au găsit că sunt ca niște lăcuste. Ia să ne comparăm, ia să ne punem noi pe lângă fiii lui Ana. Ceilalți la cine s-au uitat? Mai citesc o dată de aici, spune: Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Tu ești cât o lăcuste și mănânci pe uriaș? Este asta logic? Credința trece de orice logică. Fraților, orice lucrare care s-a făcut cu adevărat vreodată și a fost a lui Dumnezeu, a fost o lucrare făcută prin credință. Nu prin puteri omenești, nu prin abilități omenești, ci o lucrare autentică a lui Dumnezeu se face întotdeauna prin credință. Nu pentru că poți, ci în ciuda faptului că nu poți. Și aici spune Pavel, eu mă bucur în slăbiciunile mele, că nu pot, dar știu că atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Care e mecanismul? Pentru că Dumnezeu vine El însuși. Și nu mai e capacitatea mea, nu mai e puterea mea, nu mai e ceea ce fac eu, ci e El. Și eu decât îl pot. Înțelegeți? Nu sunt eu, ci e El. De-aia cerem Duhul Sfânt. Nu ca să ne înalțe pe noi, nu se va întâmpla asta, ci ca să fie înălțat El. Dacă vrem să mergem, depinde de noi, încă o dată spun, dacă ne vom rătăci 40 de ani sau câți ani vei mai avea în viața asta, ca și creștin poți să dai ocol muntelui și să te învârți în pustie. Dar dacă o vei face, o faci din cauza asta. Pentru că n-ai avut credință să intri în țara făgăduințelor lui Dumnezeu. Sunt oameni care trăiesc în țara asta și se bucură și mănâncă din roadele țării. Este o țară a făgăduinței. Creștinismul poate fi trăit în toată plinătatea lui. Cine crede în mine din inima lui, vor curge râul de apă. Sunt oameni care trăiesc așa. Și tu poți trăi așa și tu poți fi folosit de Dumnezeu, dar depinde dacă vei avea credință. Dacă nu, în pustie. În pustie. Și te vei învârti așa într-o uscăciune totală și din când în când, tot învârtindu-te, îți mai vine și o nemulțumire, îți mai vine și o cârteală, până cazi cu nasul în țărână și acolo ai terminat. Deci să alegem o dată, fraților. Astăzi alegeți. Uitați-vă la Domnul. Alegeți credință. Alegeți curajul. Nu vă mai uitați la voi și nu vă mai uitați la împrejurări. Păi nu pot, în casă, la mine, dar nu știi. La mine, la serviciu oameni. Uită-te tu la împrejurări și o să vezi numai uriași. Ce o să vezi? Sunt mai mari ca tine, mai puternici. Puterea, lumea asta în care noi trăim, spune că toată lumea, știm într-adevăr că toată lumea zace în cel rău. Că aici este stăpânitorul lumii acestea. Deci sunt uriași, sunt cetăți întărite. Spune că când ai intrat în țara aia, am văzut, cetățile sunt întărite. Cum să te lupți cu zidul? Du-te la Erihon, ia să vezi, poți să faci ceva? Zgârie zidul ăla, ce să-i faci? Aici noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar împotriva domnilor și stăpânilor care și-au făcut și cetăți întărite. Orașul ăsta e o cetate întărită împotriva lui Dumnezeu. Cum să se dărâme toate întăriturile? E o singură soluție. Cum? Prin credință. Și întrebarea este, ai tu credință? Ai credință? Și pentru că o ai sau nu ai, în funcție de asta vei trăi cu Dumnezeu sau nu vei trăi. Iar dacă n-ai credință, lipsa de credință, ce face Dumnezeu? O pedepsește. E greu să crezi în Dumnezeu? E greu? Ia fiți atenți cum spune Dumnezeu aici. Până când mă va nesocoti poporul acesta?
până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui. Ia gândiți-vă la evrei ăștia. Deci vedeau ei prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor? Cum au văzut-o? Era un nor ziua și noaptea o flacără de foc. Bun, altceva mai văzuseră? În Egipt văzuseră că toate plăgile veniseră peste egipteni, dar pe lângă ei trecuseră? Văzuseră asta? Văzuseră. Au văzut marea ca un zid la stânga și la dreapta lor? Au văzut-o. Ce n-au văzut? Au văzut muntele în flăcări, au văzut toate lucrurile astea. Și cu toate minunile care Dumnezeu le făcea în mijlocul lor, ei ce făceau? Îl nesocoteau. Măi, fraților, ia stați voi un pic și vă gândiți. Ați văzut vreo minune în viața voastră? Sau în viața celor din jur? Pe astea sunt minuni, fraților. Și trebuie să o spunem cu smerenie. Cine face lucrarea asta? Dumnezeu. Asta nu e lucrarea unui om. Noi vedem niște transformări care nu le-am trăit în 20 de ani. Și vă mai spun încă o dată, nu noi provocăm asta. Dar dacă noi ne socotim pe Dumnezeu cu toate minunile care le face în viața noastră, nu rămâne pentru noi decât o pedeapsă. Una din două, depinde cât de tare ne socotești. Ori te vei pierde, ori te vei învârti în pustie. Să nu ne socotim pe Dumnezeu. Să ne uităm la Dumnezeu care este mijlocul nostru. Și spune, Doamne, Tu ești mijlocul nostru. La ce să mă uit eu? E ușor când suntem la adunare, duminică. De mâine dimineață la ce te vei uita? Te vei duce la serviciu, șeful țipă. Trebuie să te aduci aminte. Suntem pe ținutul celui rău. Omenește, suntem pe teritoriul lui. Dar dacă noi vom ști atunci să ne simțim privirea către căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, noi vom avea credință și vom ieși mai mult decât biruitori. Deci primul punct este acesta, credința se uite la Dumnezeu și puteți adăuga care este mijlocul nostru. Nu la împrejurări și nici măcar la sine însuși. Nu se uită credința la sine însuși. Al doilea punct. Credința se bazează pe cuvântul său, nu pe experiențe personale, nu pe vise, nu pe sentimente și nu pe emoții. Credința se bazează pe cuvânt. Pot fi într-adevăr lucruri pe care Dumnezeu le dă. Zice, când va fi în mijlocul vostru un proroc, ia luați deoparte, Aron și Maria, la mine, la ordine, și fiți atenți. Când va fi printre voi un proroc, îi voi vorbi printr-un vis sau printr-o vedenie. Nu tot așa este cu robul meu Moise, ci eu îi vorbesc față către față. El vede fața mea. Dar prorociile, zice, când va fi între voi un proroc, mă voi descoperi lui printr-un vis sau printr-o vedenie. Însă noi nu ne întemeiem credința pe emoții, pe sentimente. Ne întemeiem pe cuvântul lui Dumnezeu. Ce găsim în cuvântul lui? Făgăduințele lui pentru cine? Pentru noi. Deci credința se bazează pe ceea ce Dumnezeu promite, făgăduiește. Ce le promisese evreilor? Că îi va duce într-o țară în care curge lapte și miere. Ce ne făgăduiește nouă cuvântul? Zice aici cuvântul foarte clar. Că el își aduce aminte totdeauna de legământul lui, de făgăduințele lui. Dumnezeu își aduce aminte că făgăduiește ceva. Și despre aceste făgăduințe Petru spune, nu mai deschidem, la 2 Petru 1, 3 și 4, spune că aceste făgăduințe sunt nespus de mari și scumpe. Deci după ce ai fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, ai fugit de ea? Am fugit. Ce să ne facem? Părtași firii lui Dumnezeu, adică să locuiască Duhul Sfânt în noi și să fim părtași firii lui. Cum? Prin făgăduințele lui nespuse mari și scumpe, ca prin ele, prin ele ne facem părtași. Deci dacă ne ancorăm de ele, nu prin noi și nu prin puterea noastră. Făgăduințele lui sunt nespus de mari și scumpe, ele ne transformă nouă viața. Ele ne modelează viața. Dacă noi ne bazăm pe ceea ce Dumnezeu promite. Evreilor li se promisese o țară. Ce ni se promite nouă? Ce ni se făgăduiește nouă? Ia să vedem la Numeri 23 cu 19. Cât de sigure sunt făgăduințele lui. E un verset bun de învățat pe de rost. Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Deci lui nu-i pare rău. Îmi pare rău, acum trebuie să fac. Nu. Deci el ceea ce promite și împlinește și cu multă bucurie. Ceea ce a spus, oare nu va face? Răspunsul. Ce a făgăduit el, oare nu va împlini? Va împlini sau nu? Bine. În Noul Testament, la 2 Corinteni 1 cu 20, mai citim despre făgăduințele lui.
Deci făgăduințele lui, apropo, răspunsul la întrebare. Ce a spus el, oare nu va împlini? Și aici Pavel de răspuns zice. Toate în el sunt, da, adică sigur va împlini. Și noi ce trebuie să zicem? Deci el zice da făgăduințelor lui și noi trebuie să zicem amin. Toate făgăduințele lui, oricât de multe, ar fi. Dacă vrei să beneficiezi de toată plinătatea vieții cu Dumnezeu, trebuie să faci ca astfel de uriași din viața ta să moară. Cum poți să faci asta? Păi aici spune foarte clar. Dacă veți face să moară faptele trupului, veți trăi. Și îți indică prin ce? Prin Duhul. Cum au făcut ei? Cum au pus să fugă oștirile vrăjmașului? Prin puterea lui Dumnezeu. Prin Duhul. Dar tu trebuie să te lupți. Înțelegeți? Ei când au intrat în țară, cine lupta de fapt? Ei luptau? Luptau și ei. Erau cu armele. Ce poporul a ieșit gata de luptă. Bun, trebuia să fie gata de luptă. Dar Iosua când îl vede pe Domnul Iisus, cum îl vede? Căpetenia oștirii Domnului cu sabia. Deci cine lupta cu ei? Dumnezeu nu va lupta decât dacă noi luptăm. Este o luptă a noastră ca să facem să moară tot ceea ce este dat spre nimicire noi. Tot. Cum vom face asta? Prin Duhul. Și eu o făgăduință, fraților. Prin Duhul noi putem face să moară faptele lui. Deci ne promite Dumnezeu o viață de eliberare. Deci ne făgăduiește Dumnezeu că vom trăi o viață eliberată de faptele trupului, că vom trăi o viață plină de Duhul Sfânt. E puțin asta? Dar în astea nu intrăm decât prin credință. Poți să le ai pe toate astea. Sau poți să n-ai nimic. Și să ai o formă de evlavie fără putere. Noi trebuie să luăm toate făgăduințele lui Dumnezeu ca pentru noi. Și ca să n-avem niciun dubiu, Petru spune foarte clar. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, adică făgăduința Duhului. Pentru copiii voștri, adică pentru poporul evreu, și pentru cei ce sunt departe acum. Noi cum suntem față de Israel? Departe, nu? Și în timp și în spațiu, nu? Suntem la 2000 de ani distanță și suntem departe și ca număr de kilometri. Și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare, număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Deci făgăduința e clar că nu era numai pentru ucenici, este și pentru noi. Asta este o făgăduință. Cum intri în posesie? Prin ascultare și prin credință. Și tot aici, păstrați la Galateni 3, observați versetul 29. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Deci moștenim și noi făgăduințe. Fraților, totalitatea făgăduințelor lui Dumnezeu alcătuiesc țara promisă. Dincolo de aspectul acesta că vom avea o binecuvântare cerească, este o promisiune de a trăi o viață din plin aici pe pământ. Dar vă mai spun încă o dată. Putem trăi în țara plină de făgăduințe și să avem o viață de plinătate. Dacă tu ai o viață de plinătate cu Dumnezeu, nu trebuie să-i faci reclamă. Că toți vor vedea. Fața noastră va străluci cum strălucea fața lui Moise atunci când ieșea din prezența lui Dumnezeu. Și toți ceilalți vor vedea că noi am fost cu Dumnezeu. Noi trebuie să trăim în țara asta făgăduinței. Dacă nu vom trăi în țara asta făgăduinței, vom trăi într-o pustie religioasă. Și am trăit în pustie religioasă? Cum e în pustie religioasă? Dai o col. Duminică, oprire. Ia, dai o col, ia. Măi, dau o picătură de apă? Cam greu. Pe când țara făgăduinței este așa. Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă. Asta e o țară unde curg, unde izvorăsc, izvoare, deșert. Spiritual vorbind, este diferit. Și noi decidem soarta noastră prin credință. Deci al doilea punct era acesta. Credința se bazează pe cuvântul său. Bazați-vă credința pe ceea ce am făcut aici listă. Pe ceea ce spune el că va face. Nu pe experiența noastră. De ce cerem Duhul Sfânt? Pentru că el a fost făgăduit, pentru că el a fost promis. Pentru că scrie în Scriptură, nu pentru că ne-a zis fratele, sau pentru că am văzut că cineva a avut o experiență. Noi cerem pentru că este scris și cerem lui Dumnezeu să-și împlinească față de noi făgăduințele sale. Toate lucrurile pe care le cerem pentru că sunt scrise și le revendicăm ca făgăduințele noastre și ne găsim odihnă. Ele sunt nespus de mari și scumpe și ele ne fac părtași fiii lui Dumnezeu. Al treilea punct. Credința aduce arătarea slavei lui Dumnezeu. Și decât un vers să punem aici, Ioan 11:40, îi spune Domnul Iisus Martei,
Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Este condiționat de credință. Ei dacă credeau, Iosua și Caleb și ceilalți 12, vedeau slava lui Dumnezeu în țara aceea? O vedeau. Dar n-au crezut decât doi. Au văzut ei slava lui Dumnezeu? Ce au văzut Iosua și Caleb? Iordanul împărțit. Zidul Ierihonului căzând. Toate popoarele subjugate. Au văzut slava lui Dumnezeu? De ce? Pentru că au crezut. Și noi vom vedea lucrări mari pe care le are Dumnezeu pregătite pentru noi dacă vom crede. Dacă nu vom crede, nu le vom vedea. Al patrulea lucru. Credința înlătură teama. Dragii mei, teama este de la cel rău. Spune Scriptura că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de putere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Dacă este frică, frică de ce să ne fie frică? De ce ne vor face oamenii? Că ne vom pierde averea? Și ce frumos Domnul Iisus se apropie de Iosua și îi vorbește. Iosua, capitolul 1, versetul 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi. De ce? Căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ceea ce vei face. Dacă te uiți la Dumnezeu, credința în Dumnezeu care este cu tine înlătură teama și aici este și spaimă și groază. Deci sunt niște trepte superioare. O să fie și încercări de felul acesta. Vă aduceți aminte poporul când era în fața Mării Roșii și în stânga și în dreapta munții, între Migdol și Mare și în spate veneau carele lui Faraon și a zis: o, de ce ne-ai scos? Nu erau morminte în Egipt? Și au mai repetat, că în general răzvrătirea repetă aceleași cuvinte prostești. De ce n-am murit noi oare în Egipt? Și Dumnezeu se apropie și spune lui Moise: ce sunt strigătele astea? Spune poporului să stea liniștit. Stați liniștit, nu vă temeți, stați liniștit și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii ăștia pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. Dacă noi stăm liniștiți, Dumnezeu ne izbăvește de toți vrăjmașii noștri, de tot ceea ce este noi. Dar trebuie să nu te temi de ei, să nu te temi, să nu-ți fie teamă. Al cincilea lucru, credința este o luptă, dar este o luptă care îți dă biruință. Lui Timotei spune, luptă-te, lupta cea bună a credinței. 1 Timotei 6,12, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Să știi, fratele meu și sora mea, că este o țară a făgăduinței, dar țara asta se moștenește prin luptă. Prin luptă. Este o luptă. Dar lupta nu e cu noi înșine, nu e cu cei din jurul nostru. Este o luptă a credinței. Este o luptă a credinței. Și mâine dimineață când te vei trezi și poi mâine și marți și miercuri și în ziua cea mai neagră a vieții tale care poate veni peste tine, în ziua aceea tu te vei lupta dacă să crezi în continuare că Dumnezeu va face din tine sau va face cu tine lucruri la care nu te-ai gândit, zice, a Lui care poate să facă mult mai mult decât cerem și gândim noi. El poate să facă dincolo de imaginația ta. În ziua aceea tu trebuie să crezi asta, că Dumnezeu te va duce mult mai departe decât tu te-ai gândit. Credincioșia Lui, faptul că El a făgăduit, tu trebuie să te ancorezi de El. Este o luptă asta, nu e ușor. Se zice ușor să crezi, nu e ușor să crezi. Trebuie să te lupți, lupta cea bună a credinței. Asta e lupta cea bună a credinței. Încă două lucruri. Credința produce și se vede din fapte. Zice Iacov, nu? Arată-mi credința din faptele tale. Și în Efeseni, se deschide la capitolul 1, versetul 11 și 12, spune: în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei Lui. Deci, astea sunt faptele credinței. Știți că sunt și fapte moarte, am vorbit, nu? Dar sunt și fapte ale credinței. Repede, citim câteva fapte ale credinței. Evrei, capitolul 11, la sfârșit, versetul 33, 11-33. Câteva fapte ale credinței. Prin credință au cucerit ei împărății. Și noi avem o împărăție de cucerit? Da. Să dăm la o parte toată împărăția celui rău și să se extindă, să se lărgească împărăția lui Dumnezeu. Au cucerit ei împărăția, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor prin credință.
au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul stăbii, s-au vindecat de boli, au zis prin credință, au pus viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morților înviați. Prin credință alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Ei, astea sunt fapte bune ale credinței? Pot fi, dar sunt greu de dus. Prin credință au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și piei de capre. Ți-ar plăcea asta? Dacă îți pregătește Dumnezeu astfel de fapt. O faptă bună a credinței. Vei umbla în ea, lipsiți de toate. Prigoniți, munciți. Ați auzit de Silvia Tărnicer, o muncea până s-o omoară. Ei de care lumea nu era vrednic. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desărușire fără noi. Dragii mei, faptele credinței nu sunt întotdeauna să vestește Evanghelia pe stadioane și să pocăiască mii de oameni. Faptele credinței uneori sunt așa, să pribegești, să suferi o lucrare dată de Dumnezeu, dar ascunsă în Dumnezeu. Și ultimul, deci am spus, credința produce fapte, al șaptelea punct, credința aduce cu sine o răsplată. Nu-i degeaba. Faptele voastre, zice, întăriți-vă mâinile și îmbărbătați-vă, lucrați că faptele voastre vor avea o răsplată. Știți? Trimite un proroc la cei care zideau în casa pe vremea lui Asa, mi se pare. Și zice, acum întărește-ți mâinile și lucrează, că și faptele voastre vor avea o răsplată. Și aș vrea să rețineți, atitudinea noastră în lumea aceasta trebuie să avem ochii pironiți spre răsplătire. Evrei 11, 24 până la 26. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Pentru că avea ochii, cum? Pironiți spre răsplătire. Spre ce ne sunt nouă ochii pironiți acum? Nu poți să-i pironești în două părți. Credința pironește ochii spre răsplătire. Și așa au trecut toți prin toate necazurile astea despre care am citit, pentru că aveau ochii pironiți spre răsplătire. Iar despre Ștefan se spune în capitolul 7 din Fapte. Ce a făcut Ștefan? S-a pironit ochii spre răsplătire. Cine era răsplătirea lui? Cum i-a zis lui Avram, zice, eu sunt Domnul și răsplata ta cea foarte mare. Să-ți pironești ochii spre Domnul, spre răsplata ta cea foarte mare, nu spre lumea noastră. 55 spune, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. N-a mai văzut nici pietre, n-a mai văzut nici ura celor din jur, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește și uită-te la cer. Și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Să ai ochii pironiți spre răsplătire. Așa vom trece în lumea asta, biruitor. Dacă noi vom avea credință, viața noastră va fi plină de toate binecuvântele și fiecare dă socoteală personală. Și dacă vom avea credință ca și popor al lui Dumnezeu, ca și biserica Domnului, ca și mireasa a mielului, Dumnezeu ne va da lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au trăit. De ce? Pentru că astfel de lucruri sunt pregătite de Dumnezeu pentru cei ce îl ascultă și îl iubesc pentru astăzi. Nu lucrurile din cer. Lucrurile astea, zice, nouă însă ni le-a descoperit prin Duhul Său. Astfel de lucruri pe care nu le-ai văzut, nu le-ai auzit și nu le-ai simțit, Dumnezeu le are pentru noi. Asta este o țară a făgăduinței. Vei intra în ea și Domnul să ne ajute să intrăm. Este o țară plină de lapte și miere, plină de binecuvântări, dar plină și de luptă. Plină de luptă. Amin.